Iubiți frați și surori, din toată inima dorim Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Mulțumesc fratelui păstor David Măduț pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră. Spuneam mai devreme, fraților, am venit cu drag numai să fiu la părtășie cu dumneavoastră. Așa se întâmplă că ne bucurăm să fim în părtășie și să fim în casa lui Dumnezeu, unii cu alții, învățând din cuvântul Domnului, părtășind împreună și, precum zicea fratele păstor, că ne stă înainte un timp de rugăciune, sau cel puțin o rugăciune care vrem să o facem pentru familii. Ascultasem la deschidere ceea ce spunea fratele păstor. La dumneavoastră, în această săptămână, sau mai bine spus, în acest weekend, se sărbătoresc eroii care mai devreme s-au jertfit pentru țară. Dacă nu greșesc, Memorial Weekend, așa se spune la dumneavoastră. Și gândindu-mă la cuvântul eroi, mi-a venit în minte Evrei, capitolul 11, capitolul 12, lista eroilor credinței. Și m-am gândit la faptul că la domeniul familial sunt familii care pentru noi au prezentat un tipar ca niște eroi. Dați-mi voie să vă dau un exemplu care l-am trăit la noi în Kitchener. Am avut o familie care a fost implicată în viața bisericii. Bărbatul a fost păstorul bisericii în anii 80 în Kitchener. O familie foarte simplă, care au murit amândoi la vârsta de 90 și ceva de ani. Au fost căsătoriți 72 de ani. La moartea dumnealor, unii întrebau, ca întotdeauna, care-i secretul la o astfel de viață lungă, ce ar însemna să ajungi așa de departe în căsătorie. Și cel puțin ceilalți se uită și spun, pe dacă noi la 10, 15, 20, 30 de ani de căsătorie, parcă ni-i greu. Eu fac acum o paranteză, mi-aduc aminte de un caz nefericit care l-am consiliat și un băiat spunea, chiar la începutul căsătoriei, că după câteva luni de căsătorie, pentru el a fost un calvar. La care fratele Cornel Bursan, care era împreună cu noi la consiliere, spunea, pentru mine 40 de ani a fost un rai căsnicia mea. Te gândești la 72 de ani, o căsnicie lungă. Am putea spune că ea cu adevărat veterani, au fost eroi în capitolul căsătoriei. Și m-aș întreba ce ar trebui să facem și noi să ajungem eroi în capitolul căsătoriei. Am cunoscut această familie, oameni foarte simpli. Când au ajuns la vârstă înaintată de 90 și ceva de ani, fratele, fiind acum mai obosit și fiind mai bolnav, se scula noaptea, căldureau picioarele. Și spunea, Silvia, mă dor picioarele. Și dumnea ei, la vârsta aceea înaintată, se scula și făcea masaj la picioare. Silvia, mi sete. Și aducea apă. Și așa a dus până la plecarea lor. Când dumnea ei trăgea să moară, parcă nu trecea pragul acela. Nu mai comunica, era într-o stare de semiconștiență. La un moment dat, fata dumnealor, în casa cărora stăteau cei doi, se apropie de ea și spune, mamă, du-te liniștită, noi o să îngrijim de tine, o să avem grijă de el, să nu te sperii că noi o să fim alături de el. Zicea dumnea ei, a tras aer în piept odată și a plecat la Domnul. Grija era ce va face soțul ei după plecarea ei. Îl vizitam acum cu fratele Hozan împreună și mergeam să-l vedem acasă și, sigur, memoria nu-l mai ajuta foarte mult, era mult mai obosit, dar se uita la mine și îmi spunea, să știi că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus viața și-au dat. Mai continuam discuțiile un picuț la care se uita iar la mine și spunea, auzi, să știi că în cer pe flori nu poți fi dus. Și îmi spunea de câteva ori această strofă foarte frumoasă. L-am vizitat la spital înainte de plecarea dumnealui și acest bărbat nu mă cunoștea, nu mă recunoștea. Băiatul dumnealui spune, Ticule, știi cine a venit să te vadă? Nu știu cine. El e păstorul bisericii noastre. Nu știu. Bârsan a plecat acum, dar el e în locul lui Bârsan, e păstorul nostru. La un moment dat o prins ideea, o făcut ochii mari, m-a prins de mână și m-a tras lângă el. A început să fac o rugăciune care vă spun, m-a atins până în adâncul sufletului meu. A început să plângă, a zis, Doamne, ține-l Tu de mână, Doamne, că slujba asta e grea, asta slujba așa de grea, dacă Tu nu-l întărești, Doamne, el nu poate, Doamne, ajută-l. Am simțit că simțea un om care a trecut și el prin povara slujirii. Dar m-a marcat aceea sinceritate în rugăciune, la nivel de familie, aceea simplitate și frumusețe vis-a-vis de respect față de Dumnezeu. Dacă ar fi să spun ceva în această dimineață, dragii mei, ar fi că lista eroilor încă se mai scrie. Spunea apostolul care scria epistola către evrei în capitolul 12 cu versetul 1, și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.
Aș vrea să fie un îndemn pentru rugăciune. Cum spunea și fratele Viorel, aș vrea și eu să mă bucur, să învăț în Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând de frați care au experiență mai vastă și oameni pe care îi respectăm. Dar, dragii mei, dacă ar fi să ne încurajăm la ceva în ziua de azi, nu uitați că lista eroilor încă se mai scrie. Și în lista aceea, printre familiile care au fost scrise de-a lungul anilor, va trebui să fie și familia mea și familia dumneavoastră. Va trebui să lăsăm un exemplu demn de urmat unei generații care vine după noi, unei generații care trăiește într-un context mult mai complex decât cel care a fost mai devreme de noi. Și nu că aceasta ar da voie la scuze spunând, pentru noi mai greu, ni se scuză greșelile, nici pe departe, ci pentru că provocarea este mai complexă. Exemplul trebuie să fie pe atât mai bun ca cei ce vin după noi să nu șchiopăteze, să poată umbla mai devreme și mai bine înainte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați, țineți cont, dragii mei, că familia mea nu este autohtonă de sine stătoare într-un spațiu ceresc numit mântuirea, ci familia mea este conectată de toate celelalte familii care mai devreme de mine au fost și încă vin și sunt pe lângă mine și vor urma după mine. Noi toți împreună compunem ceea ce numim Biserica Trupului Hristos. Noi toți suntem interconectați și nimeni nu este de sine stătător. De aceea, dacă vreți, calitatea familiei mele afectează și influențează pe cei de lângă mine. Dacă într-o luptă păcatul unui singur om a afectat întreaga ceată lui Israel și păcatul lui Acan a dus blestem peste toți, să știți că și în vremea în care noi trăim, greșeala, păcatul unei familii afectează și influențează pe cei din jur. Noi vom spune că ce fac eu în casa mea, în familia mea, în viața mea, mă privește pe mine, nu pe alții. Dar vreau să vă spun în ziua de azi, noi toți suntem legați unii de alții. În 1 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel reglementează o problemă din biserica din Corint. Și observați că păcatul privat al unei persoane, Pavel nu spune că îi aparține lui și va da el socoteală, ci de păcatul acela, zice Pavel, toată comunitatea era afectată. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. De aceea, dragii mei, va trebui să înțelegem că în domeniul acesta familial, familia mea este pusă în centrul unor alte familii și pe lângă toți la oaltă luptăm pentru același scop și țel. De aceea am o chemare înaltă să trăiesc la nivelul acelor eroi ai credinței care mai devreme de mine au trăit și au dus povara pocăinței. Și noi, pentru că suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Această sintagmă mie îmi spune că luptele care le duc eu nu mi-aparțin doar mie și mă pot scuza că ce duc eu n-au dus alții. Pe lângă mine, mulți alții mai devreme au trecut prin fel de fel de provocări, prin greutăți și prin lupte. Și dacă ei au putut, nu că au fost mai performanți sau mai buni, ci dacă ei prin harul Domnului și prin bunătatea Lui au putut duce mai departe lupta, și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, o pot duce mai departe. Și eu pot fi ajutat de același Dumnezeu care pe ei a ajutat, mă va ajuta și pe mine să rămân în picioare ca să duc această luptă până la capăt. Noi suntem înconjurați de un nor mare de martori. Și în această familie a lui Hristos, mulți mai devreme de noi, au dus acest drum al pocăinței. Fratele Dragoș spunea foarte bine vis-a-vis de luptele și provocările care se dau la ora actuală. Sunt surprins în slujire să văd atitudinea unor familii vis-a-vis de acest aspect al divorțului, acest aspect al despărțirii, spunând că dacă nu se mai împacă, nu se mai înțeleg, până la urmă n-om fi noi primii, nici noi ultimii. Biblia spune, dragii mei, că un nor mare de martori, mai devreme de noi, au lăsat un exemplu frumos și demn de urmat. Și dacă ar fi să comparăm scuzele care unii le dau la ora actuală, vis-a-vis de provocările vieții, comparate cu alte provocări care le-au avut alte familii, va spune că probabil că ne-am șocat. N-ar avea nici un folos acele scuze. Au fost familii care au trecut prin greutăți mari, care în ciuda acelor greutăți l-au slujit pe Dumnezeu, au rămas împreună, au dus lupta până la capăt. În belșug, în destulare, în contextul binecuvântat care Dumnezeu ni-l oferă, în aceste țări vestice în care noi trăim, nu avem nicio scuză că nu se poate. Dumnezeu care este bun, ne întărește și ne ajută, este cu noi, lăudat să fie numele. De aceea, în contextul acestui nor mare de martori, va trebui și noi să ducem lupta până la capăt. Și acum observați ce spune Apostolul. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne.
Când vorbim despre familie, mai devreme deja s-au prezentat câteva lupte care există în context familial. Aș vrea să menționez într-un cuvânt influența acelor lucruri care caută să contamineze familia noastră. E adevărat că dacă ar fi să comparăm ce este azi cu ce a fost mai devreme, probabil un factor care n-a existat ani în urmă și există acum mult mai pervaziv este acest aspect al spațiului mediatic online. Până acum nimeni nu vedea ce era în casa mea sau în casa dumneavoastră. Acele erau spații private. Acele spații private acum au devenit spații publice. Și prin Facebook și multe altele ne expunem familia noastră ca să le vadă și alții. Acele influențe afectează mentalitatea și gândirea noastră. Priviți la noi cât de afectați suntem de ceea ce vedem la alții. Păi dacă are altul ceva, de ce să nu am și eu? De altfel, noi românii cam suntem bolnavi de acel sindrom de să moară capra vecinului. Păi dacă altul are și eu nu am, cum merge treaba asta? Și dacă el și-o construit, și-o pus, și-o schimbat și eu trebuie să am și mă uit în casa lor, prin aceea fereastră digitală care mi este acordată, să observ în viața lor. Aș vrea să copiez de la ei, aș vrea să fac ca și ei, aș vrea să-mi însușesc, dacă vreți, acele beneficii care ei le au. Biblia spune să dăm la o parte piedicile și păcatul care ne înfășoară foarte ușor. Când este vorba de influențe, bine ar fi dacă ar fi să privim acest spațiu online și să vedem, cum se spune mai devreme, familii care se roagă, familii care postesc, familii care stau în altarul familial, dar sincer să fim, cine pune online acele poze? Cine pune o poză de la părtășia familială? Își pune pe Facebook când stă cu copiii împreună, cu ăla mic care plânge, cu ăla mare care e distras și stăm toți împreună cu tata mână cu Biblia care face studiu biblic. Cine pune astfel de familii? Că alea nu primesc like-uri online. Cine pune astfel de poze online cu familia care stă în post și în loc să pună mâncare pe masă, azi o zi sfântă pentru toată familia, cine pune pozele alea online? Nu le pune nimeni. Acele poze care ne surprind, fie în vacanțele de lux, fie în plecările foarte frumoase care le facem noi, acele poze dau bine, că acele poze dau și la alții ghe să spună ați putea și voi ce avem noi. Și acele influențe caută să intre în viața noastră. Sigur, e un exemplu banal, dar intrăm în acele exemple care sunt de-a dreptul păcătoase. Familii sau contexte care creează pentru noi exemple necurate, nepotrivite și atât de ușor ne prind și ne corup. N-am auzit până acum oameni care să vrea să copieze pocăința altor oameni. Am crescut în contextul unor oameni sfinți care l-au slujit pe Dumnezeu și încă îl slujesc într-un mod frumos. Ne-ar place să avem experiențele acestor oameni. Ne-ar place să beneficiem de minunile acestor oameni. Mi-am pus întrebare de foarte multe ori cât și-ar dori și pocăința acestor oameni. Avem în biserică împreună cu noi pe fratele păstor Vasile Hozan, un om care Dumnezeu l-a folosit de-a lungul vieții sale într-un mod deosebit. Mulți ar vrea să vadă minunile lui Hozan, câți ar vrea să trăiască pocăința lui Hozan. Și mi-am pus aceea întrebare și m-a marcat, pentru că atunci când este vorba de influență la nivel de familie, copiem întotdeauna ceea ce nu este în domeniul spiritual, copiem acele lucruri care vin din domeniul lumesc. Căutăm să ținem pasul cu lumea, ca nu cumva să fim retrograzi, să râdă alții de noi, să spună că suntem înapoiați și pe undeva uitați în secolul celălalt. Am vrea să fim în ton cu cei care sunt pe lângă noi și această presiune de conformitate și competiție ne duce de multe ori într-o stare în care lăsăm la o parte valori sfinte care ne-au fost date și uităm că acel nor mare de martori care mai devreme de noi au dus povara pocăinței, au luptat până la capăt. Și în vremea lor au fost schimbări. Și în vremea lor au fost provocări. Sigur, într-un alt tip, într-un alt tipar, dar în baza lor au fost exact aceleași lupte care le ducem și noi. De când este lumea, același tipar de luptă îl are satana. De aceea Biblia ne spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudoroșenia vieții sunt aceleași din grădina Edenului până în ziua de azi. Puneți doar în comparație. În grădina Edenului, aceste trei tipologii de luptă s-au arătat în lupta diavolului cu Eva. A văzut că era frumos de privit, pofta ochilor, era bun de mâncat, aici era vorba aceea de pofta firii pământești, și deschidea cuiva mintea, să fii cineva, să fii ca Dumnezeu,
lăudăroșenia vieții. Aceleași lupte de atunci sunt și în vremea de azi, în diferite forme, ambalate diferit, dar exact aceleași lupte. Și noi ca familii suntem supuși unor provocări de a copia, de a privi la ceea ce este afară și a căuta să ne adaptăm la vremea în care noi trăim ca să nu rămânem în urmă. Îmi plăcea mult ce spunea fratele păstor Nelubrie. Mă simt jignit când cineva îmi spune că sunt de modă veche, că vrea să mă ducă undeva cu acum 50 de ani, 60 de ani, ai de modă veche. Măcar să mă facă de 2000 de ani modă veche, undeva la biserica primară, atunci m-aș simți bine. Dragii mei, de când a lăsat Dumnezeu să fie biserica în lume, vreau să vă spun că Dumnezeu nu se schimbă și biserica rămâne exact la fel. O biserică sfântă, slăvită, fără pată, fără zbârcitură, Doamne ajută la aceasta. Alminteri, se spunea că vom face o rugăciune pentru bolnavi. V-aș întreba, cât aveți certitudinea că dacă ne rugăm în ziua de azi, Dumnezeu poate să vindece? Nu vă pun să ridicați mâna sus, dar v-aș întreba așa, printr-un măcar dat din cap, de acord că Dumnezeu mai poate să lucreze? Mai poate să dea vindecare, mai poate da biruință? Dar ce vă face să aveți certitudinea că Dumnezeu va lucra? Păi frate, scrie că Dumnezeu nu se schimbă, rămâne același era și în veci. Doamne ajută că așa este. Dar dacă Dumnezeu nu se schimbă în puterea sa, vă întreb, se schimbă Dumnezeu în caracterul său? Se schimbă Dumnezeu în principiile sale? Se schimbă Dumnezeu în ceea ce înseamnă standardul sfințenii și pocăinței? Nici de cum. Și atunci, același Dumnezeu care este la fel ieri și în veci și care mai dă vindecare, face lucrări printre noi, este același Dumnezeu care pentru familie are exact același standard al sfințeniei și al pocăinței. Doamne ajută să trăim în El, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară foarte lesne, care ne prinde pe nesimțite, fără să ne dăm seama, încetul cu încetul în familiile noastre apar noi provocări, apar noi tipar de luptă, apar noi influențe care le-am împrumutat fără să ne dăm seama și suntem chemați ca noi să le dăm la o parte. Aici nu le dă Dumnezeu pentru noi. Aici noi suntem chemați să le dăm la o parte, întrucât exemplul de luptă ni l-a dat Dumnezeu, acum practica ei suntem noi chemați să o punem în luptă. Apoi ne spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să perseverăm până la capăt, să luptăm până la capăt, știind că nicio osteneală în lupta spirituală nu va rămâne nerăsplătită, ci Dumnezeu care este credincios va răsplăti fiecare rugăciune, fiecare zi pusă pentru Dumnezeu, fiecare moment în care ne-am dezis de noi și am vrut ca în toate să strălucească slava și gloria lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, suntem chemați să alergăm cu stăruință, insistent, dacă vreți chiar supărător, să nu ne lăsăm de această chemare care Dumnezeu ne-o face. Vom face o rugăciune pentru familii, dragii mei, de altfel pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre. M-aș ruga ca împreună cu mine și dumneavoastră să ne evaluăm foarte atenți care sunt acele influențe care au intrat în casa noastră și care au început să schimbe mentalitatea noastră. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră care vă văd aici în sală ați venit din România cândva, nu v-ați născut în America. Ați avut aceea zeste frumoasă primită din lucrarea Domnului care am trăit-o în România. Ați experimentat botez cu Duhul Sfânt, prorocii, lucrări frumoase, lucrări deosebite, le-ați văzut și le-ați trăit, dragii mei. De curând am sărbătorit cu Biserica din Kitchener 60 de ani. De când a început gruparea la Kitchener. Acum, 60 de ani în urmă, trei familii au început să se strângă împreună și peste ani a crescut biserica la nivelul în care este astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, undeva la 1000 de persoane, membri și copii împreună. Dragii mei, mă uitam la pozele care au arătat istoricul nostru și mă uitam la cum arăta biserica în anii 70, 80, 90, mă uitam la cum arătăm acum. Poate noi spunem că e ceva superficial, frate, asta nu contează. Și totuși mă întreb, de ce de-a lungul anilor puterea care a marcat biserica se vede tot mai slabă și tot mai, dacă vreți, nu mai este pe lângă noi? De ce de-a lungul anilor acele experiențe frumoase parcă au fost atunci și nu mai le avem acum? Măcar că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, Dumnezeu nu s-a schimbat.
Mă doare, dragii mei, când văd o generație care vine din urmă, flămândă după lucrarea Domnului, după experiențele care bătrânii și părinților le-au spus, dar privesc acum căutând un exemplu care, din nefericire, nu-l mai găsesc la părinții lor. Am spus această întâmplare, îmi îngăduie să vă spun și dumneavoastră, m-a marcat și m-a durut. Într-o zi, un băiat a venit la biroul pastoral și îmi spune, auzi, trebuie să fac o decizie. Și mă uit la dumnealui și zic, bine, și ce vede la mine atunci? Păi aș vrea să, ce vrei să facem? Să întrebăm pe Domnul? Aia vreau. Bun, am înțeles. Stau și mă uit la el, se uită la mine și zice, și acum ce facem? Păi zic, ne rugăm, ce să facem? Nu facem incantații, nu facem vudu, ne punem pe genunchi și ne rugăm. M-am uitat la el, dragii mei, și poate nu stimă întâmplarea, dar pe mine m-a durut profund. Copil de frați penticostali români, că de noi vorbim acum, crescut în familie de frați penticostali români, crescut într-o biserică în care Dumnezeu, prin harul Domnului, a lucrat, a făcut lucrări frumoase, să n-ai noțiunile de bază vis-a-vis de rugăciune, de prorocie, lucrarea Duhului Sfânt, pe cine ar fi să tragă răspundere? Că nouă ne-ar place să spunem frații păstori, ăia de la tineret, care nu i-a învățat, care cine știe ce nu i-a făcut, măcar că ei petrec o oră, două pe săptămână, dacă vin la studiu. Pe cine ar fi să tragă răspundere, dragii mei, dacă nu pe părinții care iau în casă împreună cu ei și care în loc să le spune lucrările Domnului, nu le mai spun. În loc să le spune despre experiențele lor cu Dumnezeu, nu le mai spun. Psalmul 78, ce am văzut, ce am auzit, ce ne-au arătat părinții noștri, nu vom ascunde de neamul de oameni care vin după noi. Dragi oameni al lui Dumnezeu, transmiteți mai departe această zestre binecuvântată. Explicați copiilor dumneavoastră că pocăința aceea interesantă, ciudată, cum e văzută astăzi de copiii dumneavoastră din România, n-a fost ceva chicios sau ciudat, ci au fost marcate de experiențele reale cu Dumnezeu în profunzimea lucrării Duhului Sfânt, în lucrarea minunată în care Dumnezeu și-a proslăvit numele prin semne, lucrări, prorocii, minuni, vindecări, lucrări care dumneavoastră împreună cu mine le-ați experimentat. Dragii mei, transmiteți mai departe această zestre copilor dumneavoastră și dați-le un exemplu de statornicie în pocăință. Să dăm la o parte piedicile care vin și păcatul ăsta, influența aceasta care așa de ușor ne prinde, copiată de la vecinii noștri, copiată de la americani, cum ne place să-i batem întotdeauna prin cuvintele noastre, copiată de pe internet, copiată de la Hillsong și altele, hai să dăm la o parte aceste influențe. În Apocalipsa, Domnul spunea unei biserici, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păstrează ce ai, ți s-a dat o valoare. Îmi plăcea vorba fratelui păstor Vasile Hozan, măi, la români le-a dat Dumnezeu un sac de har. Și aș vrea să cred, dragii mei, fără a face o comparație cu nimeni altcineva, că dacă ne uităm în zestrea și în istoricul nostru, mult am fost binecuvântați de Domnul. Nivelul de lucrare, frumusețea lucrării Duhului Sfânt a fost așa de profundă și de minunată, încât noi n-avem scuză în fața lui Dumnezeu să nu uităm ce ne-a dat Domnul, să nu uităm părtășiile binecuvântate. Învățați pe copiii dumneavoastră că Dumnezeu încă mai lucrează și în ziua de azi, că Duhul Sfânt încă este real și în ziua de azi, că mai botează și în ziua de azi, că mai lucrează și în ziua de azi. Să nu copiem ceea ce este afară, ci să rămânem la originalul care Dumnezeu ni l-a dat. Și apoi să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Încă mai este de luptat, dragii mei. Nu spun mult de luptat, că nu știm. Pe alocuri Duhul Sfânt vorbește că nu mai este mult și Domnul vine. Este un adevăr care noi îl cunoaștem din Sfânta Scriptură. Nu știm când, știm că Domnul va veni. Semnele ne arată că este foarte aproape venirea Domnului Iisus. Și eu mă întreb, cât de pregătiți suntem noi, ca și familii, să întâmpinăm pe Domnul? Avem expresia noastră, nici o unghie să nu rămână în Egipt și ne urăm unii la alții când vine Domnul cu toți să fim împreună la Marea Convenție, acolo, Doamne ajută la aceasta. Dar mă întreb, câți vom fi cei care vom vrea să fi venit Domnul să ne ia acasă? Cu ani în urmă vorbeam cu o persoană care era într-o stare de suferință, încă nu era într-o stare foarte avansată de suferință, dar în niște probleme și ziceam, aș vrea să vină Domnul. La care îmi spune, frate Andrei, să nu vin acum.
vreau să mai crească copiii, să văd crescând mari, să văd căsătoriți, apoi să vină Domnul. Au trecut câțiva ani și suferința aceea s-a intensificat și zic acelei persoane după vreme din nou, aș vrea să vină Domnul. Și ne spune frate Andrei, să vină Domnul să ne ducă acasă. Nu mai vreau nimic, nu mai am nevoie de nimic, numai să vină Domnul să ne ducă acasă. Oare pe noi ne mai doare de revenirea Domnului Iisus? Ne mai arde în inimă dorul să vină Domnul Iisus? Dragii mei, încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Se întoarce Iisus Hristos și își va lua pe cei ce sunt ai Lui, pe cei care în contextul acelui nor mare de martori, ca familia Prunianu cu 72 de ani de căsătorie și alții la fel care mai devreme de noi ne-au lăsat un exemplu frumos, demn de urmat și cei din Sfânta Scriptură și Sfinții Apostoli și toți la oaltă, care mai devreme de noi ne-au lăsat urme frumoase, ne așteaptă Domnul să trăim în contextul lor, dând la o parte păcatul, dând la o parte piedicile acestea, dând la o parte influențele lumești și luptând cu stăruință pentru pocăința aceasta care nu se schimbă și va rămâne una și aceeași cât vor ținea viacurile. Domnul să ne ajute la aceasta. Și dacă vom face astfel, dragii mei, când se va întoarce Domnul, va avea pentru ce să ne răsplătească. Ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să intrăm în rugăciune pentru familiile noastre.